Așa, mi-e greu să explic asta ca să fie cumva pe înțelesul tuturor. Din moment ce știm cât petrol avem și cât fier și câte diamante și cât aur și câte resurse cumva avem sau mai avem pe planetă și inclusiv toată lumea îi dă combinezon pe mașină, combi, pe jeepam, pe orice, ok, dreptul lor, dar din moment ce știm cât mai avem, de ce să nu se facă cumva o împărțire pământenească cum ar veni? Să se dea în funcție de ce populație avem pe planetă sau, avem în continuare sau se multiplică sau altele. Fiecare să aibă bucățica lui de petrol, bucățica lui de fier, de diamant, cât o avea, cât o reveni. Unii zic, băi, dar ce să faci, le dai petrol ălora din Uganda sau nu știu ce, prin păduri care încă nu știu. Băi, e treaba lor, gen, ce fac cu petrol, e fix problema lor. Ei au butoi cât a revenit populația mea. S-a trimis butoiul acolo pe FedEx și da, tu poate îți plătești cum trimis butoiul acolo, cine face butoaiele, de unde scoți fier, de unde scoți aia, stai că se ia din aia de fier și nu știu ce. Și uite așa ajungi și plătești și 1.900.000 și ți iei și un sandwich.